Dacă proiectul de hotărâre de guvern va intra în vigoare, înseamnă că sibienii care dețin un apartament de două camere vor plăti un impozit de 141 de lei în loc de 122 cât plătesc acum. În cazul unui apartament de trei camere, impozitul va crește cu 25 de lei, de la 160 la 185 de lei. Astfel, prin indexarea cu inflația a impozitelor și taxelor locale, se preconizează că veniturile bugetelor locale vor crește cu 890 de milioane de lei. Bani sunt puțini, taxe mari nu se pot suporta. Chiar și TVA-ul, dacă ar scădea, ar fi bine și dacă ar reveni la salariile și pensiile care au fost, poate viața ar fi mai ușoară. Am părere foarte prost pentru chestia asta, pentru că și așa pensiile sunt mici, toate cresc și la pensie nu mai pune nimic și atunci ne descurcăm mai greu. N-avem încotro, dacă va trebui să le mărească, le vor mări ei. Ori vrem noi, ori nu vrem. Nu cred că e normal, dar noi nu putem face nimic, decât la alegeri. La alegeri vom face. Cu 16%, cam mult. Mult, enorm de mult. N-am o părere bună. O să fie greu. Foarte, foarte greu. Pentru toată lumea, nu numai pentru mine. Puțini sunt cei care au și își pot permite. Guvernul a trimis proiectul spre consultare mai multor asociații care își desfășoară activitatea la nivel național, dar și Federației Autorităților Locale din România.